Bună seara, stimați telespectatori, bun venit în studiourile Informația TV, de unde subsemnatul, adică Demian Constantin, vă va prezenta obișnuita emisiune săptămânală Panoramic Sportiv. Emisiunea din această seară, pe care o să o puteți revedea în reluările pe care le transmite Informația TV, nu vom avea ca de obicei invitați și va fi o emisiune bazată mai mult pe prezentarea unor informații și știri revenirea evenimentele sportive petrecute în ultima perioadă, în sfârșitul de săptămână, în Satu Mare, găzduită de orașul nostru. Și iar pe parcursul emisiunii, o emisiune bogată în știri și informații și în imagini care vă vor ajuta cel mai mult să vă edificați asupra activității sportive din Satu Mare. Așa, vă vom prezenta, vă voi vorbi despre volei, basket, handbal, fotbal, câteva interviuri punctate cu imagini de la competiții, câteva interviuri scurte, declarații ale unor sportivi, antrenori, iar la final sau veți putea urmări un grupaj înregistrat, o emisiune dedicată unei secții, activității secției de judo de la Clubul Sportiv Unio Satu Mare. Dar haideți să începem să vă prezint toate știrile pe care le-am pregătite pentru dumneavoastră. Voi începe cu volei. La sfârșit de săptămână, mai exact în cursul după-amiezii de sâmbătă, echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal a jucat în etapa 18-a primei divizii din România, împotriva echipei Știința Bacău, liderul la zi din campionat. Așa, respectând calculele hârtiei, cum era și de așteptat, echipa din Bacău s-a impus la Satu Mare cu scorul de 3-0 în aproape ceva mai mult de o oră de joc. A fost o victorie facilă ale băcăoancelor. Echipa din Bacău, net superioară la toate capitolele, m-a impresionat în mod deosebit statura fetelor din Bacău, toate cu excepția fundașului echipei, toate fetele aveau peste 1,90 m, longilină, un fizic impresionant, în plus, toată trecută de 25 de ani, deci de atul băcoancelor, talia, experiența contra tinereții și o talie mai mică în dreptul echipei sudmărene. Scorul așadar 3-0, dar asta nu scade cu nimic meritul voleibalistelor sădmărenice, antrenate de Adi Pricop. Acestea s-au cantonat, au rămân pe locul 7 în clasament, la 6 puncte de locul 8 și au practic asigurată prezența în play-off-ul competiției, adică pentru locurile 5-8 vor juca sădmărenicele noastre, o performanță având în vedere că echipa noastră se află la prima prezență în Pepeșpeș, prima scenă voleibalistică a României. Din sezonul regulat mai sunt 5 etape, iar în etapa următoare echipa noastră va juca în deplasare. Tot rămânând tot la sporturile cu mingea și tot la Clubul Sportiv Municipal și vom trece la basket, o disciplină sportivă care ne dezamăgește profund în ultima vreme. Spunem asta pentru că dacă în urmă cu un an, doi, trei, echipa sădmăreană ne obișnuise cu victorii, cu succese, cu clasări pe poziții fruntașe, cu medalii în campionatele naționale. De data asta sau în acest an competițional, echipa Clubului Sportiv Municipal trece printr-o pasă neagră și ne-a obișnuit cu insuccesele, cu eșecurile. Ultimul, chiar la sfârșitul săptămânii, când CSM Satu Mare a fost întrecută la scor 82 la 43 de Sepp și Târgu Mureș, o echipă, sigur, probabil viitoarea campioană a României, locul 2 deocamdată, dar are câteva restanțe, două restanțe, va trece cu siguranță pe primul loc. În fine, dezamăgitoare evoluția echipei noastre, care meci de meci parcă coboară ștacheta, vor arăta tot mai slabi. E adevărat, au plecat câteva din componentele de bază la echipe mai tari, care le asigură sigur și un venit corespunzător. Au rămas cele tinere și cele care, mă rog, unele dintre ele bune, dar având în vedere că o parte din echipă jumătate este la vârsta junioratului, oarecum de așteptat, normale insuccesele acestea. În fine, după insuccesul sau eșecul de sâmbătă sau de vineri, pardon, rămâne echipa noastră pe locul 9, în afara play-off-ului și
din sezonul regulat mai sunt două etape de disputat. Vor juca fetele noastre împotriva Rapidului și a echipei Nova Vita din Târgu Mureș. Nu va putea urca nici de cum, chiar dacă va câștiga în ambele meciuri CSM Satu Mare. Și în play-out, adică în prelocurile 9-14, aici se-și dispută competiția în continuare, echipa noastră va juca cel mai probabil cu Rapid, ultima clasată din prima ligă a României. Dar dacă voleiul și handbalul și basketul, pardon, ne-au produs o amărăciune, am înregistrat echipele de volei și de basket eșecuri în etapele de la sfârșitul săptămânii, rușinea, că spun așa, se poate spune așa în ghilimele, a fost spălată de handbaliștii de la Clubul Sportiv Municipal Satu Mare. Echipa sădmăreană a jucat în etapa de sâmbătă prima a returului împotriva echipei Universitatea Cluj, o echipă obișnuită cu aer primei divizii, dar și aflată pe locul 3 înaintea acestui meci, dar echipa noastră, echipa pregătită de Nicolae Strate, a jucat foarte bine. Peste așteptări, ambele faze, apărare, atac, am văzut un joc peste așteptări și, drept urmare, echipa Clubului Sportiv Municipal Satu Mare s-a impus la scor 37-30 în fața Universității Cluj. La un moment dat, echipa noastră a condus și cu 11 goluri, mai multe rânduri. La final, însă, ai noștri au mai redus din turație și clujenii au redus și din handicap. Una peste alta, după succesul de sâmbătă, echipa pregătită de Nicolae Instrate a urcat pe locul 3 în clasament, pe podium, așadar, sigur, în Liga 2, dar e un succes și o poziție pe care trebuie să o consemnăm ca atare, pentru că puțin vedeau echipa sădmăreană înaintea sezonului pe podium sau în luptă pentru primele locuri din clasament. Dar urmează pentru echipa noastră, trebuie să spunem și asta, două etape foarte grele, iar dacă măcar una dintre acestea se va înregistra un succes, echipa noastră va rămâne tot pe locul 3. Spun asta pentru că în etapa următoare CSM Satu Mare se deplasează la Craiova, unde va juca împotriva echipei de pe locul 5, iar peste o săptămână și jumătate, la sfârșitul februarie, CSM Satu Mare va juca la Satu Mare cu CSM Oradea, ocupanta locului 2 și aspirantă autorizată la promovarea în prima divizie a României. Dar toate secvențe de la toate aceste partide pe care le-am spus, cea de volei, basket și handbal, veți vedea pe parcursul emisiunii noastre sau ați văzut până acum. S-a muncit foarte mult pentru meciul ăsta și a ieșit tot bine, super bine, a mers la 9 metri perfect. Și super, super, super a fost. Apărare a fost baza. Luci, a ajutat Cioroiul foarte mult. Luci a fost, a prins foarte bine. Dacă merge apărare, prinde și portal mai bine. Dacă nu merge apărare, nu prinde nicio minge, nici el. Greu. Așa acum super bine. Tot a ieșit super bine. Și atac, și apărare a muncit foarte mult. Luci în porta super bine. Poate echipa asta mai mult? Eu zic eu acum, bine, mai veni și Udriștoiul ăla, ne ajută că suntem puțin și cu unul mai bun și ăla tot așa muncitor. Eu zic eu acum avem atmosfera ei super bine, super bun, atmosfera super bună, avem, eu zic că putem, mai mult, foarte greu. Foarte greu. Bine, jucăm acasă cu Oradea, acolo iară ne luptăm, acum mergem la Craiova, iar un meci greu, după aia să vedem. Ați urcat pe locul 3. E un loc pe care vi l-ați dorit sau se poate mai bine? Nu, primul 4 așa obiectiv, primul 4, primul 5 obiectiv, asta nu. Trebuie să munci, eu zic că putem să rămânem pe locul 3. Ai spus de cele două meciuri, Craiova și Oradea, meciuri foarte grele. Luați puncte? Trebuie să luăm tot punctele. Și trebuie să eu așa zic că nu, foarte greu să fie la Craiova. Craiova mai greu, cu teren mai mic, jucăm în teren mai mic și acolo nu, trebuie să obișnuim cu terenul, drum lung și tot din asta greu. Oradea acasă, vedem. Nu, avea bani mai buni, buget mai mare, lotul mai mulți jucători, dar trebuie să ne luptăm și vedem. Ai fost și tăi colegi de la Satu Mare, Liga Națională, nu ți-e dor de, și de ei și de ligă? Da. Sper că și aici o să fie treaba bună și tot merge așa, mai luăm niște jucători și promovăm cât mai repede, înapoi. Se poate promova cu schelete pe SM? Eu zic că nu avem lot rău.
avem lot tineri, trebuie să muncești foarte mult cu tinerii ăștia și mai trebuie niște jucători experimentați, eu zic, și anul viitor sau când vor conducere, eu zic că se poate, se poate. Odată încheiat acest periplu până la activitatea sau rezultatele echipelor Clubului Sportiv Municipal, trecem la fotbal și voi consemna în minutele următoare câteva din rezultate sau câteva din evenimentele petrecute în ultima perioadă la Fotbal Club Olimpia Satu Mare. Mai întâi vă spun că în cursul săptămânii trecute echipa sătmăreană a efectuat un turneu, a cantonat la Salonta sau lângă Salonta, localitatea de lângă Salonta, de unde lotul grupării sătmărene s-a deplasat în Ungaria, unde a disputat două partide, una încheiată cu succes, alta cu înfrângere, la Chișinău, de mai exact, după care a jucat un meci la Salonta, a plecat la Timișoara, unde a bătut pe Politehnica Timișoara, echipă care joacă în eșalonul 4, continuatoare adevăratei Politehnici. Apoi a jucat la Șiria cu Arad, în fine, fac aceste precizări pentru că unii dintre cititorii noștri ne-au contactat și n-au înțeles cum a jucat echipa noastră în Banat dacă a fost la Salonta. E adevărat, a cantonat sau a rămas în cantonament la Salonta, dar de acolo s-a deplasat mereu în alte părți, în alte locații. În fine, pe perioada acestor meciuri de pregătire, Olimpia a testat doi jucători veniți din alte părți, doi jucători cu nume, dacă facem referire la faptul că Olimpia joacă în eșalonul 2 al fotbalului românesc, e vorba de Adrian Mărcuș și Selagia, doi jucători care au crescut la FC Bihor sau care au jucat pe la FC Bihor, dar ambii au jucat în divizia la mai multe echipe, Alba Iulia, Rapid București, la Dinamo. Cei doi jucători internaționali de tineret, de junior de tineret, au semnat pe câte un an și jumătate cu Olimpia, s-au pregătit cu Olimpia, au jucat în câteva meciuri amicale cu Olimpia și ei speră, așa cum o să vedeți în imaginile pe care o să le vedeți în continuare, că vor putea pune umărul la îndeplinirea obiectivului formației sătmărene, acela de a fi prezentă echipa noastră în play-off, adică o clasare mai sus de locul 6, care ar da dreptul să joace în această parte a campionatului în play-off. Vreau să vă mai spun despre Olimpia că va juca miercuri în meci cu un adversar redutabil. Este vorba de un meci cu echipa din Nyíregyháza, care se va disputa în Ungaria la Nyíregyháza. Deci echipa maghiară activează în primul eșalon al fotbalului din Ungaria și este poate cel mai tare test de până acum al Olimpiei. Pe urmă, la sfârșit de săptămână, Olimpia Satu Mare va evolua la Timișoara împotriva echipei care joacă în al doilea eșalon și aflată pe primul loc în seria în care activează și Olimpia Satu Mare. Rămânem la Olimpia și voi spune că echipa a doua Olimpiei, Satu Mare, a disputat un amical la sfârșit de săptămână împotriva echipei CS Sân Martin de Liga 3 din România, meci încheiat cu succesul echipei din Sân Martin, scor 5-1. Domnule Cic, v-ați reluat, Olimpia și-a reluat pregătirile de circa o lună, mai bine de o lună. Faceți, vă rog, o scurtă evaluare a perioadei de pregătire. Da, pot să zic de aproape de 5 săptămâni ne pregătim, să zic așa, intens pentru returul, sau mai bine zis, pentru continuarea returului din Liga 2. Să zic așa, în afară de 3 jucători, majoritatea sunt sănătoși, să zic așa, precompetițional stăm bine, ca joc, ca antrenament, ca atitudine, așteptăm cu nerăbdare startul. Da, ați pomenit de jocuri. Numai în ultima săptămână ați avut 6 jocuri, dacă nu mă înșel, iar înainte de aceea, după perioada cantonamentului, după cantonament, ați mai jucat 3 meciuri cu Baia Mare, cu Sighetu. Mă rog, sunteți mulțumit de ceea ce ați constatat, de evoluția unor jucători veniți mai nou, acelor tineri din echipa a doua? Da, sunt în general mulțumit. În primul rând, v-am zis, de atitudinea lor, de cum s-au pregătit, cum s-au comportat. Cei care am crezut că merită să rămână în vederile și care merită să fie în lotul primei echipe sunt prezenți. Cei care am crezut că, să fiu mai
Mai Dugeu n-am reținut în lot. Dar, în general, ne bazăm, să zic așa, pe tineri, mai ales pe viitor, care în momentul de față sunt la echipa a doua și mai Muca sigur o să facă și ei pasul la prima echipă, poate chiar în meciul din primăvară, și desigur lotul seniorilor, care eu zic e un lot valoros, cu jucători cu calitate, care au demonstrat și în meciurile amicale. Un scurt rezumat, am marcat multe goluri, dar adevărul că cam în fiecare meci am și luat. Cu echipe bune, cu echipe mai puțin bune, dar, ca să zic așa, meciul adevărat test urmează miercuri cu Nirechaza, care e echipă din Liga 1 a Ungaria, și sâmbătă cu Poli Timișoara, care deja, pot să spun așa, deja e un pas în Liga 1. Da, mi-ați luat-o înainte, voiam să vă întreb meciurile următoare care le aveți, meciuri de pregătire. Mi-a spus Nirechaza, un adversar într-adevăr puternic. Dar pentru că la această întrebare nu mai e caz, această întrebare să o pun, spuneți-mi, vă rog, sau Olimpia a făcut două achiziții, am înțeles că au semnat doi internaționali de tineret, am înțeles că au fost și la echipa mare, știu, când, mă rog, testați la Naționala României, vreau să spun, Mărcuș și Selagea. Ce părere aveți de ei sau ce ne puteți spune despre ei? Da, în CV-ul lor apare apariții la U19, la U21, deci fost jucători la loterii naționale, cu CV, să zic așa, destul de impresionant, chiar și pentru Olimpia. Da, doi jucători valoroși care au jucat și în Liga 1, chiar și în Liga 1 maghiară, Mărcuș, Adrian, Selagea ultima dată a fost la Rapid. Eu sper prin aducerea lor să ne aducă plus de valoare și desigur să ne ajute echipa amândoi la obținerea obiectivului. Și o ultimă întrebare, domnule Cic, sigur, pe care poate o să vă mai pun înainte de a începe campionatul, mai avem, nu, mai bine de 10-15 zile, 2 săptămâni, mai puțin, ce credeți, ce așteptați de la returul, sau nu returul, sezonul de primăvară? Ce așteptați de la Olimpia, de la echipa noastră? Sincer să fiu, sunt foarte optimist. Și tot timpul a fost optimist până la urmă și trebuie să fim optimiști. Sper ca rezultatele, până la urmă, nu un singur rezultat sau primul meci contează. Prin rezultatele ultimele 6 meciuri să tragem linia și să fim în primele 6. Cam asta ar fi scurt și foarte obiectiv. Adrian Mărcuș, am înțeles că ați semnat de curând cu Satu Mare, cu Olimpia Satu Mare. Cum mi se pare primul contact? Mă rog, nu-i primul, că e de o săptămână. Da, bună ziua, în primul rând. Mă bucur că am ajuns la Olimpia. Am ajuns la Olimpia, m-a dorit cu adevărat. Am zis da de prima oară. Sper ca să pot să-i ajut să-și îndeplinească obiectivele, să-și îndeplinească obiectivele și să prindem play-off. Pentru ce perioadă? Cât? Pentru cât a semnat? Ca durată? Am semnat pe un an jumate. Cum mi se pare așa atmosfera din lot, antrenorii, jucătorii, colegii? Da, am găsit un grup unit, am găsit un grup de băieți care îmi place, un antrenor cu care am avut o discuție serioasă și care e un antrenor care se face plăcut, este un antrenor serios, îmi place treaba asta și abia aștept să începem treaba. Spuneați de calificarea sau prezența Olimpiei în play-off. Credeți că e realizabil acest obiectiv? Da, cu siguranță cred și cred că cu siguranță o să ne calificăm. Ai jucat în Liga 1, în Ungaria, am înțeles, da? Ai cochetat sau prezență în loturile naționale. Pe această linie ce-ți dorești? Îmi doresc ca în primul rând să marchez cât mai multe goluri, să ajung Olimpia să-și îndeplinească obiectivul. Și apoi pe viitor vom vedea ce va fi. Îmi place să o iau pas cu pas și să mă gândesc prima oară la viitor apropiat. Cam acestea au fost... Acesta este grupajul de știri pe care vi l-am pregătit și vi l-am prezentat, stimați telespectatori. În partea a doua a emisiunii o să aveți ocazia, așa cum am spus la început, să urmăriți un amplu reportaj de la una din secțiile fruntașe ale Clubului Sportiv Unio Satu Mare, vorba de secția judo, acolo unde veți putea urmări cum se pregătesc, cum parcurg acest sportiv procesul de pregătire și am ales secția de judo al Clubului Sportiv Unio Satu Mare pentru că an de an această secție coordonată de
reputatul antrenor Mihai Tărăli scoate campioni, medaliați și nu numai la competițiile interne, ci și la competițiile cu caracter internațional. Acestea fiind spuse, stimați telespectatori, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Ne vom revedea peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune!